pilonul 2 de pensii, ba se suspendă, ba nu se suspendă, după ce în această săptămână politicienii țării s-au bătut în declarații cu privire la ce se întâmplă cu banii de pensii ai românilor, acum ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, iese public și anunță că pilonul 2 de pensii va avea un nou concept. Și nici vorbă să se suspende, susține ministrul de la cârma Ministerului Banilor. Pilonul 1 și pilonul 2 au aceeași sursă, aceeași proveniență, numai că unii sunt administrați în mod public, de către statul român, și ceilalți sunt administrați în mod privat, de către cei 7, dacă mă știu, administratori de pensii. Bun, dar întreb. Atunci când guvernul are un concept clar, îl prezintă în mod public, cu toți actorii implicați în jurul mesei. Nu are nimeni nicio intenție de a face ceva pe ascuns, de a face o surpriză neplăcută cuiva. Este obligația noastră ca și guvern să acționăm în binele, pentru binele fiecărui contribuabil. Final de iunie, început de iulie, aceasta este noapte care doamna prim-ministru a anunțat-o ca fiind o dată la care se poate discuta pe un nou concept. Românii ar putea crede pe bună dreptate că guvernanții joacă ping-pong cu banilor de pensii adunați în pilonul 2. Pe site-ul guvernului au apărut, chiar în programul legislativ pe acest an, o serie de măsuri privind pilonul 2 de pensii. Printre aceste măsuri se numără suspendarea contribuțiilor în perioada 1 iulie-31 decembrie și o cotă fixă de contribuire mărită de la 84 de lei la 125 de lei. Cotă pe care ar urma să o plătească în mod egal și angajatul și angajatorul. Ce spune ministrul finanțelor despre documentul în care apare scris negru pe alb că pilonul 2 se suspendă? Că este o sincopă. Teodorovici nu este singurul demnitar care neagă vehement suspendarea pilonului 2 de pensii și premierul Viorica Dăncilă a declarat că acest pilon nu se va desființa și că în acest moment există o analiză la nivelul Ministerului Muncii pe marginea banilor de bătrânețe ai românilor. Pilonul 2 este fondul național de pensii administrat de entități private.